Președintele Comisiei de la Veneția a venit la Chișinău pe fundalul disputelor generate de recentele modificări operate de majoritatea parlamentară PAS la legea procuraturii, cu scopul declarat de curățarea sistemului de elemente corupte. Gianni Buchichiu a spus că în curând Comisia de la Veneția va emite o opinie în legătură cu modificările operate. La mea discuție avec la majorité actuelle, j'ai souligné l'importance de ne pas confondre urgence avec précipitation. Cette nouvelle majorité a été élue par les Moldaves pour remplir certains objectifs. Donc ils doivent donner satisfaction à l'électorat. Qu'est-ce qu'il demande l'électorat? Il demande d'être plus ferme ou absolument ferme contre la corruption. Președintele Comisiei de la Veneția a încurajat guvernarea să colaboreze cu opoziția și cu societatea civilă. Quand je dis dialogue, je dis dialogue avec l'opposition, qui doit être constructive, comme elle l'a prouvé concernant l'adoption de la réforme constitutionnelle, et dialogue aussi avec la société civile. Provocat să se expună asupra felului în care a fost înlăturat de la Procuratura Generală Alexander Stoinoglo, Buchichiu a răspuns că instituția pe care o conduce expertizează legi, nu dosare penale. Listen, indeed, there was a great speed in this procedure. I can't give you an answer now, because rightly we have to study this law, and this will be done in the next weeks, and you will receive, not you, but the authorities will receive an opinion of the Venice Commission on the law itself. Concerning the procedure, this is in the hands of the justice system, and of course we cannot intervene in this field. But we will examine carefully the new law concerning the prosecutor's office. În cadrul vizitei la Chișinău, președintele Comisiei de la Veneția conduce un grup de lucru al Consiliului Europei, care timp de 2 zile va avea întrevederi cu mai mulți factori de decizie de la Parlament, Președinție, Ministerul Justiției, Curtea Constituțională, CSM, CNA și...